Elemente de muniție încă din timpul războaielor mondiale găsite într-o livadă din Drobeta Turnu Severin. Bărbatul care le-a găsit a sunat imediat la numărul unic de urgență 112 pentru a veni echipajul pirotehnic al inspectoratului pentru situații de urgență. La locul indicat s-a deplasat de urgență echipajul de pirotehnicieni al ISU Mehedinți, care a identificat elementul, o lovitură de aruncător, calibru 82 mm, rămas neexplodat din timpul conflictelor militare. Aceasta a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță de către specialiști în vederea distrugerii ulterioare. În cursul dimineții de luni, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a fost solicitată să intervină pentru ridicarea unui element de muniție găsit de către un cetățean în timp ce efectua lucrări agricole într-o livadă în municipiul Drobeta Turnu Severin. Pirotehnicienii au identificat elementul, o lovitură de aruncător calibru 82 mm, pe care l-au ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță în vederea distrugerii ulterioare. Atragem atenția cetățenilor că, deși se află într-o stare avansată de coroziune, aceste elemente de muniție rămase neexplodate din timpul conflictelor militare pot fi deosebit de periculoase. La descoperirea lor, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112, să anunțe la cel mai apropiat post de poliție sau la primăria din localitate. Elemente nu trebuie atinse, lovite sau mișcate, fiind interzisă comercializarea lor în centrele de deșeuri feroase sau neferoase. Atragem atenția cetățenilor că munițiile rămase neexplodate din timpul conflictelor militare pot fi încă active și manevrate necorespunzător, pot provoca tragedii. Acestea nu trebuie atinse, lovite sau mișcate, fiind interzisă comercializarea lor prin agenții de colectare a deșeurilor feroase și neferoase.